strântoreala de pe lumea lui Dumnezeu. Auge, Pirandă, poate să spună la mine trăznească Dumnezeu de cuier ce cot în mijloc de cameră. Să poate să nu mai șede în drumul meu. Ce cuier, mă, nebunule? Asta e bicicletă. Și unde e la bicicleta? Aia zburată roțile? Că de când o cunosc că e acoperită de hodrobeță și de rongiuri. Asta nu este cuier. Dar unde vrei să le pun, mă? Că nu mai este loc în casa asta. Și din a lui cui cauză nu mai este loc? Că când eu ți-am zis să luăm castel cu mare, cu turnule, cu tot, tu ai zis că nu, că să locuim la oraș, să luăm duplex lângă oamenii, lângă centru, aici la stație de autobuz, acolo la șală de sport. Că când te-ai dus tu cu autobuzul? Du-te, mă! Dar nu du-te, mă! Du-te tu cu autobuzul pe jos la sală! La sală că când te-ai dus ultima dată? Dar mă lasă, mă duc în colaț! Nu te las! Nu mă las! Că mi se vede curul! Păi se vede! No, apoi la aparate cum fac eu cu rochea asta, mă? Cum? Că nu pot! Eu rog-o ce dă ce jos! Șede acolo fără aparat, nu? Aude! A, gata, știu că cum facem! Vindem tot, cumpărăm castel cu turn! Gura! Dar n-a zis nimic, mă! Am văzut pe ochiul tău că cum o vine gândul vreau să iasă pe gură, închide-l înapoi, trimite la mamă ta! Doamne, de că acum! Haude, domnișorul Mircea, dar are bani ăsta care vine? Bănuiesc că da, omul lucrează în IT, adică vă dați seama. No, foarte bine că nu ești sărac, că mi-e frică că poate să ia. Da. Ne aflăm într-un cartier rezidențial super plăcut. Casa are 4 camere. Aude tu că ce are. Zi, domnul, pardon. Da, după cum puteți vedea, e un spațiu super generos. Cum generos, mă? Dar tu nu vezi că ce cald-i? Generos, adică e un spațiu mare, primitor, luminos. Da, și tu lasă-l să zică, că vezi cât de bine zice. Da. Da, este desfășurat pe 3 niveluri, 2 terase, 2 băi funcționale. Deci nu numai că funcțională, vă rog frumos, ea și te practic nouă neatinsă, țiplă. Dar cum adică neatinsă? Adică neatinsă, domnul, că dacă ești normal la cap, nu te caci unde locuiești, domnul. Am umplut băile frumoase cu mobilă de lemn masivă. Și noi, că când vrem să mergem la caca, ne ducem afară la gazon, la vecinul, dăm îngrășământ. Are brusturi, domnul, că cât palmeri. Iertați, vă rog, spuneți dumneavoastră. Acesta este garajul, 50 de metri pătrați, în cap 2 mașini, are un spațiu de depozitare destul de mare. Domnul, este garaj, dar care este și atelier, este pivniță, este beci, este spaiț, este cămară, este vestibol. Iarna este grajd. Ce grajd? Cum adică grajd? Adică grajd, domnul, că calul iarna nu pot să-l om țin afară, că îngheață sângălă la venă și scot motorul, că motorul are antighel, nu îngheață. Proprietarii sunt iubitori de animale, adică... Dic, da. Nu l-ai vândut ăsta. Bun, și care ar fi ultimul preț? Iertați că am întrebat, domnul, dar de ce să-l începe cu ultim preț tot timpul? Dar să începe cu primul preț, de la 1, zic primul, iertați, nu. Dați voi un pic. Iertați. Mă rog. Deci asemenea casă cu terenul aferent ar fi undeva la 2500 de euro metru pătrat. Ținând cont că sunt 200 de metri pătrați, întreaga proprietate ar valora cam 500.000 de euro. Cât? Adică jumătate de milion de euro. No, nu mă un pic, stați așa! Hai mă un pic! Șade, nu mă un pic, șade, vă rog. Nu mai vindem! Aude, de ce te bagă? Te rog foarte frumos, nu te bagă! Domnișorul Mircea, domnul înaltul, nu mai vindem! De ce? Păi cum de ce să vândem? Dar ce-s prost să vând, domnul? Acum? Eu stau pe 1.5 milion de euro, domnul. Dacă vând, cu ce mai rămân? Rămâneți cu banii. Nu, stai că nu ai înțeles, domnișorul Mircea. Acum, practic, eu ai casă. Dacă vând 500.000 de euro casa, rămân numai cu banii, nu mai am casă. Și acum ce vreți? Aude, domnișorul Mircea, domnul înaltul, numai puțin. Deci acum 2 ani am cumpărat casa cu 200.000 euro. Acum spui că valorează 500.000 de euro. Peste 2 ani gândește-te că cât face? 1 milion de euro. Așa că o să umblu eu pe stradă și o să întreabe lumea la mine: Haurențiu, dar cum ai făcut 1 milion de euro? Și o să le zic: am așteptat, mă. Pare rău casa, domnul preanalt. Casa nu se vinde, pare rău, nu am vând, gata. Am înțeles. Cum am zis, îmi pare rău, proprietarii s-au răzgândit, dar eu vreau să vă asigur că puteți sta liniștit că în bază de date ReMax mai sunt alte proprietăți la fel de interesante, da? Și puteți stabili o altă întâlnire și eu vă promit că găsim ceva frumos. Nu e nicio problemă. Mulțumesc mult, mulțumesc. O zi bună. Avem bactale, iertați, la revedere. Numai bine să meargă industria la dumneatale bine. Aude, domnișorul Mircea, mâncau aș gura dumneatale. Atâta de frumos ai greit, că cât e casă de mare, cât e de spațioasă, de luminoasă, de generoasă, de cochetoasă, de tot. Gândești că nu ești agent imobiliar, gândești că ești lăutar imobiliar. Ia aici, mănânc gura dumneatale. Nu, nu, domnul Haurențiu, nu-i nevoie. Vă mulțumesc mult, apreciez. Aude, dar se poate să te rog ceva foarte frumos. Ia dumneatale fișul ăla la jos Și nu se scrie casă de vânzare, pune casă de valoare. Și iei poza lui dumneatale care ește frumos, dar pui deoparte, pui poză pe Randa și cu mine. Și de desubt, casă de valoare, poza noastră, 1,5 milioane. Aproape 1 milion de euro. Ce rog, mâncați-și gura dumneatale, hai să facem. Te-aș lua de ginere dacă aș avea fată, dar mi-a dat domnul prințișor.